Cartea cuprinde multe informații despre formația Salvamont Nucșoara, înființată cu scopul de a coordona și supraveghea activitatea de prevenire a accidentelor turistice și de salvare în munți. Salvarea montană este, după părerea mea, o lucrare omenească, e adevărat, dar extrem de aproape de Dumnezeu. Pentru că nu sunt alte meserii care în mod direct să lucreze cu natura și să îi salveze pe oameni. Oamenii sunt cel mai aproape atunci de Dumnezeu. Și toți salvamontiștii aceștia, care dacă te uiți la ei, nu prea au ei mare lucru cu Dumnezeu, ei sunt foarte aproape de Dumnezeu. Mult mai mult decât suntem noi, oamenii obișnuiți, care nu ne dăm seama ce înseamnă să salvăm semeni de-ai noștri. De câtva timp există acest curent în salvamontul românesc. Mă bucur că, iată, în decurs de un an, a doua carte apare aici în județul Argeș, în Curtea de Argeș, la Nucșoara. Reflectă o activitate deosebită și sper să fie un exemplu în toate înțelesurile acestei cărți și pentru cei care pot fi potențiale victime pe munte și pentru cei care vor fi viitor salvator montan, pentru că avem ce învăța din astfel de exemple, avem ce învăța din astfel de activități și credem noi că toate acestea se vor regăsi mai devreme sau mai târziu într-o istorie a salvamontului românesc, în care, iată, salvamontul argeșean și salvamontul din Nucșoara scrie o pagină foarte frumoasă. La eveniment a fost prezent și edilul comunei Nucșoara, care este membru fondator al formației Salvamont Nucșoara. Faptul că la Nucșoara acum 20 de ani s-a pus bazele echipei Salvamont Nucșoara a fost chiar o ambiție de a arăta că se poate, ca o comună de munte, poate să aibă propria echipă de salvare în zona montană. Eu eram cu 20 de ani mai tânăr și am ținut să fiu membru fondator alături de Vari, de Costică, de Ionică. Lucram la Tabra Nucșoara. Unul dintre brandurile Tabrei Nucșoara era escaladarea vârfului Moldoveanu. Aveam copii care veneau la Nucșoara, la Tabră, special pentru cucerirea vârfului Moldoveanu. Și atunci am zis, nu se poate ca noi la Nucșoara să nu avem așa ceva. Și iată, sunt 20 de ani de când există Salvamont Nucșoara, sunt convins că va dăinui în timp. Muntele Rai și Iad este un volum scris de profesorul Valentin Retevoi, cel care a organizat formația Salvamont Nucșoara în baza hotărârii de guvern 1269 din 1996, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Nucșoara, județul Argeș. Am scris această carte la îndemnul părintelui arhiepiscop Calinic, care este și președintele de onoare al Salvamontului Nucșoarean. În al preasfinția sa este un iubitor de natură și de drumeții montane. Totodată noi am sărbătorit și 20 de ani de la înființarea formației Salvamont Nucșoara. Am fost emoționați și sperăm că o vom duce cât mai mult în elita salvamontului românesc. Deși relativ nouă ca organizare oficială, 1 ianuarie 1997, formația Salvamont Nucșoara are în spate o vastă activitate de salvare în munți, mulți turiști fiind ajutați de oamenii locului bun cunoscători ai muntelui. Începând cu anul 2000, membrii formației au fost cooptați în cadrul Serviciului Public Salvamont Județean Argeș. Formația cuprinde membri voluntari care fac parte din Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, pregătirea și perfecționarea lor făcându-se prin absolvirea școlilor naționale Salvamont, iar la nivel local prin cuprinderea tuturor într-un program de pregătire de vară și de iarnă, precum și prin pregătire individuală. Unii dintre salvamontiști au absolvit de asemenea cursurile de schi ale Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din Parâng.